Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Să știți că este o zi în care ne vom concentra cu toții din nou pe partea aceasta privată, doar că de această dată avem parte și de surprize. Poate să fie o zi cu niște cheltuieli neașteptate privind casa, familia, poate, știu eu, vine o factură, poate pentru alții mergem la cumpărături, însă este o zi în care vom vedea cu siguranță lucrurile diferit. Poate să fie, știu eu, o zi în care începem să vedem altfel realitatea asta legată de femei, legată de bani, legată de stabilitate din punct de vedere emoțional sau stabilitate din punct de vedere material. Dar n-am uitat și pe această cale vă transmit la mulți ani tuturor celor care purtați numele de Andrei sau Andreea sau alte derivate. Să aveți parte de tot binele din lume și, dragilor, să știți că este o zi cu surprize plăcute pentru toate zodiile. O să spun pentru fiecare în parte de pe unde vine surpriza, cam ce anume s-ar putea întâmpla. Da? S-ar putea întâmpla. De asemenea, ultima zi din luna noiembrie, da? Ieșim cumva din această perioadă de întuneric, din această perioadă ciudată. Doar că, vedeți voi, este un moment în care începem să rezolvăm anumite lucruri. Ușor, ușor apare acea lumină de la capătul tunelului, dar este și o zi cu blocaje, să știți. Pot apărea și blocaje, pot apărea și chestiuni ciudate, știu eu, poate să fie o zi în care apar și mici mari tensiuni, posibil și acest lucru, mai ales spre seară, doar că, așa cum ziceam, mai apar și surprize, și surprize plăcute. Da? Pot fi tensiuni legate de trecut, legate de familie, legate de stabilitatea noastră emoțională, așa cum v-am zis. Cumva începem să vedem lucrurile altfel, se găsesc soluții, rămânem surprinși de ceea ce se întâmplă. Cam atât în mare parte. Mercur e pe ieșire din Săgetător, deci vineri avem evenimentul acesta, și anume Mercur care intră în Capricorn. O să discutăm exact la previziunile pentru vineri, dar până atunci îți reamintesc și de previziunile pentru această săptămână, pentru că e un moment destul de intens pentru toată lumea. Venus e conjunctă la nodul sud, Venus e planeta banilor, a iubirii, a relațiilor, mai ales în acest caz, deci acolo cumva se pot rupe tot felul de lucruri, se pot întâmpla tot felul de chestiuni, care mai de care mai ciudate. Bun, hai să începem cu fiecare zodie, să vedem ce se întâmplă, că sunt curioasă, și până atunci vă reamintesc și de concursul la care vă puteți înscrie pentru a câștiga acest pachet de tarot. Înscrierea se face pe paginile mele oficiale, Facebook respectiv Instagram. Înscrierea este gratuită pentru toată lumea, este foarte simplu. La fel, noi ne ocupăm de costuri, de transport, de tot ce trebuie. Doar trebuie să vă înscrieți. Concursul este valabil până pe 5 decembrie, da? Apoi gata, o să dăm drumul la altul, probabil pentru Crăciun, probabil, nu știu, dar momentan vă invit cu drag să participați. Și vă reamintesc și de aplicația Tarot by AI, dacă vreți acolo mereu aveți citiri, aveți în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos, tot acolo aveți și citiri de viitor cu tarotul nou, acesta este, da? Pe care l-am mai folosit aici. Astăzi o să folosim alt pachet de tarot, o să folosim un pachet normal cu care sunteți voi obișnuiți. Asta e un pachet total diferit, nu are treabă cu tarotul pe care îl știți voi, dar dacă sunteți curioși de niște citiri așa mai concrete, să vedeți dacă e veste bună, veste rea, vă aștept cu drag în aplicație. Accesul este gratuit pentru toată lumea și tot acolo poți să analizezi, oricând ai tu nevoie, relația dintre tine și o anumită persoană, să vezi exact ce gândește, ce simte și ce este la baza manifestărilor acelui om. Bun, hai să începem cu zodiile. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi e o zi așa aparent mai liniștită în casă și în familie, în prima parte a zilei. Apoi să știți că lucrurile încep să funcționeze într-un mod ciudat. În primul rând, undeva spre seară, parte de o surpriză plăcută privind un prieten, privind un mesaj, un apel telefonic. Poate, știu eu, undeva tot în ziua de joi e un moment acolo în care îi reiei legătura cu cineva, cu un fost prieten, cu o persoană pe care poate o știi de mult timp. Și pentru berbecii, știu eu, care sunteți într-o relație mai stabilă, vedeți că acolo există foarte mare risc de conflict începând cu joi seara. Deci fiți puțin atenți pe partea aceasta, vedeți ce faceți. Există predispoziție acum, da, depinde de fiecare. Hai să vedem, dragi berbeci, ce trebuie voi să știți. Avem 9 de monede, deci o zi în care primești bani, te simți împlinit, mulțumit,
ai o mai mare încredere în tine, uite, stai cu familia, stai cu oamenii dragi ție, te simți bine, te relaxezi. Apoi avem aici 6 de spade, faci un drum undeva anume sau îți vine cineva în vizită, poate este o zi în care rezolvi ceva important privind o mașină. Apoi avem regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar este și o zi în care tu vei vedea lucrurile mult mai clar și cu siguranță vei primi niște vești extraordinar de bune. Ultima carte este valetul de monede, o legătură cu un copil aici sau cu o persoană mai tânără, o zi în care studiezi ceva, analizezi o situație, poate să fie și o zi în care unii bărbești sunteți puși pe fapte mari, poate sunteți prinși pe un proiect nou, pe ceva important. Foarte interesant. Zodia Taur. Dragi Tauri, undeva joi, până a doua parte a zilei, aveți parte de o surpriză plăcută, da, din partea unui șef sau poate e un moment în care reacționați voi într-un mod ciudat privind o responsabilitate pe care o aveți, dar în general este o zi foarte bună pentru Taur. Bineînțeles că este un moment în care trebuie să fiți puțin atenți, mai ales joi seara, pe drumuri, pe discuții în contradictoriu. Pot fi chestiuni legate de muncă, pot fi chestiuni legate de familie, de rude, de vecini, deci dacă aveți vreun sărbătorit și așa mai departe, vedeți să nu deranjați vecinii, cum s-ar spune. Puțină atenție nu ar strica. Hai să vedem, dragi Tauri, ce faceți voi. Mesaje pentru Tauri. Pot fi mici, mari discuții în contradictoriu, cine știe. Dar, în general, eu zic cu surprize pentru tine. Hai că e ultima zi din noiembrie, gata, ieșim din întuneric, răsare soarele începând cu 1 decembrie și gata. Trei de cupe și împărăteasa. Uite, o bucurie mică pentru tine, legată de bani, legată de un proiect. Este o zi în care poate vrei să petreci, vrei să te relaxezi, vrei să petreci puțin timp tu cu tine. Apoi avem aici îndrăgostiții, foarte interesant, o legătură cu zodia Gemeni pentru unii dintre voi, dar și o decizie importantă pe care tu o ai de luat. Este o zi foarte intensă pentru Taur, o zi cu pasiune. Ultima carte, 9 de spade. Te cam stresezi aici în legătură cu o situație, poate te stresezi degeaba că încă nu vine răspunsul sau vezi că este o zi în care ți se pot apăsa niște butoane, da? Și aici trebuie să fii puțin atent. Lasă teama deoparte, lasă oboseala. Acum, dragi Tauri, poate e un moment în care e bine să vă mai odihniți și voi, da? Să nu exagerați cu multe lucruri. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, astăzi e tot despre bani pentru voi, doar că undeva spre seară aveți parte de o surpriză. Fie legată de zona străinătății, fie este o surpriză care vine printr-un mesaj, printr-un apel telefonic. Unii gemeni puteți să aflați un secret sau puteți să aveți parte de o conștientizare. Însă, vedeți voi, poate să fie și o zi în care trebuie să fiți puțin atenți pe partea de alimentație, dar și o zi în care pot apărea tensiuni în relația de cuplu, în relația cu partenerul de viață, în relația cu un copil, poate e ceva legat de o colaborare, de niște bani, de zona aceasta de online. Cumva, dacă vrei, lucrurile încep să arate într-un anumit mod pentru tine. Puțină relaxare nu ți-ar strica și ție, că e mai favorabil așa. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. Ceva vi se pare ciudat, nu știu, vă simțiți apreciați, vă simțiți bine. Nouă de bâte, faietonul, o legătură cu zodia Rac. Ți este teamă aici privind un drum? Parcă e ca și cum spui, băi, dar nu mai apare succesul ăla, tot stau aici și aștept. O zi, dragi gemeni, în care poate să apară un drum oarecare obositor sau poate e un moment în care așteptarea se termină. 4 de cupe. E o indispoziție așa pe care o ai, azi gemeni poate pur și simplu sunteți plictisiți. Da? Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, poate refuzi ceva anume. Ultima carte, 2 de spade. Dragi gemeni, este o zi în care nu prea o să vreți voi să comunicați foarte mult și o să țineți foarte multe lucruri în voi. Acum, poate e bine să vă dați seama că e cazul să luați o decizie, e cazul să vedeți exact ce faceți mai departe.
Poate e o situație în legătură cu un proiect important, cu o persoană cu autoritate asupra ta, cum ar fi un părinte, un prieten, poate partenerul de viață. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi să știți că este o zi în care sunteți oarecum în centrul atenției, aveți o surpriză plăcută undeva spre seară din partea unui prieten sau undeva spre seară se schimbă așa un plan de viitor. Poate chiar este o surpriză plăcută privind un mesaj, un apel telefonic și tot undeva joi vedeți că pot apărea tensiuni fie în relația cu rudele, fie în casă, în familie, în relația cu autoritățile. Încercați să fiți puțin atenți, da? Pentru că va fi o seară cu foarte mari emoții. Cumva, dacă vreți, din punctul meu de vedere, este apogeul lunii noiembrie pentru toată lumea. Puțină odihnă nu ți-ar strica și ție. Hai să vedem, dragi raci. Acum, na, și Venus e pe la nodul sud, pe acolo, e în quadratură cu Pluto, deci nu sunt cele mai bune energii din lume. 6 de monede, 2 de spade. Deci aici aveți o discuție privind o sumă de bani. Poate unii mergeți la cumpărături astăzi sau te gândești să oferi un ajutor unei persoane. Cineva vine și îți cere ajutorul astăzi. Nu prea vrei să comunici. Uite, 4 de cupe. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Să știi că este o zi în care în general cu toții vom fi așa mai morocănoși din fire. O să fim mai plictisiți. Ultima carte, faetonul. Uite, o bucurie pentru tine, o deblocare. Este un moment în care tu cu siguranță vei lua atitudine și vei reuși să rezolvi ceva important. Se hotărăște ceva în legătură cu un drum, în legătură cu o mașină, poate pleci undeva anume. Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi este o zi în care odihna e sfântă. În primul rând, în al doilea rând, vedeți că este o zi în care apar tot felul de surprize, mai plăcute sau mai puțin plăcute, privind un partener de afaceri, privind clienții, privind zona autorităților, poate e ceva legat de un șef pentru alți lei. Și vedeți voi, este și o zi în care vi se cere să renunțați la o abordare superficială a lucrurilor. Cumva, dacă vreți, undeva spre seară pot apărea și tensiuni, dacă mă întrebați pe mine, poate în relația cu femeile sau în relația cu oamenii din jurul vostru. Cumva, poate e nevoie, dragi lei, să vă deschideți în fața unor lucruri. Da? Să acceptați un sfârșit, să acceptați ceva anume. O zi cu foarte mare surpriză pentru voi. V-am mai explicat că e bine să nu vă bazați așa pe niște chestii superficiale, că nu e cazul. Și cu siguranță este un moment în care unii lei veți lua niște decizii sau nu știu, ceva te agită legat de un drum, legat de o călătorie, poate e ceva legat de rudele tale, că na, nodul sud e pe acolo, pe acolo e și Venus. Și vă ziceam eu că e și o karmă pozitivă, dar fiind în quadratură cu Pluto, nu știu cât de pozitivă e povestea, da? Ceva legat de sănătate, de muncă. Acum, na, dacă e vorba de sănătate, vedeți, poate nu sunteți la locul de muncă care trebuie, poate nu aveți rudele care trebuie prin jur, că și rudele astea, da, ne naștem cu ele în familie, dar nu înseamnă să stăm legați de gât toată viața, da, că de asta lumea e mare, trebuie să mai și socializăm, mai cunoaștem alți oameni. Da, asta e altă poveste, fiecare face cum vrea. 9 de spade, 6 de spade. Ești stresat aici în legătură cu un drum, îți faci griji. Știi cum, este o zi în care odihna e sfântă și pentru tine. Da? Chiar ți-ar prinde bine să te odihnești puțin. Aștepți pe cineva să-ți vină în vizită sau te duci tu undeva. Apoi avem 4 de monede. Văd o persoană aici oarecum încăpățânată. Cineva care știe foarte bine ce își dorește, cineva care nu se dă de nicio culoare, nici în stânga, nici în dreapta. Ultima carte pentru tine, judecata. E o zi în care iei niște decizii importante. Intri în contact cu o persoană, dragăție. De asemenea, dragi lei, să știți că este o zi în care vă revedeți cu cineva. Sau poate să fie o zi în care ai așteptat de mult timp un răspuns, o decizie și acum în sfârșit se ia. Dar unii lei posibil să reacționați în ziua de joi, mai ales la cele chestiuni care nu vă plac. Zodia Fecioară. Dragi fecioare,
Pentru voi este o zi foarte interesantă. În primul rând aveți parte de o surpriză plăcută legată de zona internetului, legată de o călătorie, legată de muncă. Apar acolo niște vești care mai de care mai interesante, dar v-aș recomanda și vouă o mai mare atenție astăzi, în special dacă este să discutăm de bani, de viitorul tău financiar, de niște discuții acolo care apar. E ca și cum îți dorești ceva și universul zice, ia uite, du-te și ți-a singur, da? nu mai sta să ai așteptări de la ceilalți, că nu te ajută cu absolut nimic. Poate să fie și o zi pentru alții dintre voi în care vă faceți niște planuri de viitor privind niște cumpărături, privind banii voștri. Tensiunile, în egală măsură, vedeți că pot veni undeva joi seara din relația cu prietenii sau de pe zona internetului. Poate e ceva legat de viitorul vostru. De ce nu? Hai să vedem, dragi fecioare. Comunicarea asta e sfântă, comunicarea vă poate ajuta mult să rezolvați foarte multe situații. Hai să vedem, dragi fecioare. Era să zic scorpion. Poate aveți treabă cu un scorpion. 10 de spade, regina de monede. Aici ceva nu-ți place privind o sumă de bani, privind grija pe care o ai față de cineva, poate anumite responsabilități, dar văd aici că afli despre o veste de final privind zona străinătății, privind casa, familia. Este o zi în care tu te concentrezi foarte mult pe planul material și de asemenea vezi că este o zi în care îți vei dori să ai grijă de toată lumea și aici ți-am mai spus eu cum stă treaba, dar tu faci cum vrei. 7 de bâte, următoarea carte, deci este o zi în care o să vrei să dai exemplu celorlalți, o să te lupți pentru locul tău, pentru poziția ta și poate să fie și o zi în care apar mici, mari provocări. Regina de spade, ultima carte, aici poți avea o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar este și o zi în care începi să vezi lucrurile mult mai clar. Da? E o hotărâre privind o relație de cuplu, privind zona aceasta financiară, deci e ca o luptă între două regine, da? Care pe care cineva vrea să-și arate puterea. Vedeți voi, trebuie să acceptați și voi un final, dragi fecioare, că nodul nord pe acolo e pe o casă a finalurilor. Toată viața asta e o transformare continuă și asta este. Zodia balanță. Dragi balanțe, pentru voi să știți că este o zi în care sunteți din nou în centrul atenției. Undeva spre seară pot apărea niște surprize destul de ciudate, aș spune eu, privind un copil, privind persoana iubită, privind o afacere, o colaborare, privind o cheltuială poate. Însă, vedeți voi, este o zi așa de joi în care începeți să simțiți ușor, ușor anumite tensiuni în relația cu autoritățile sau în relația cu șefii. În relația cu instituțiile statului pot fi și chestiuni legate de părinții tăi, chestiuni legate de niște responsabilități pe care le ai acolo și pe care trebuie să le onorezi cu prezența. Nu uităm că Venus, guvernatoarea ta, e în conjuncție cu nodul sud, pe acolo e și în cuadratură deja cu Pluto, deci atenție mare că se întâmplă lucruri, dragi balanțe, poate să fie ceva legat de o încheiere, da? O finalizare, doar că știi cum, e ceva care te poate salva. Da? Finalul ăsta te salvează, sau cel puțin dacă ai acceptat tu poveste. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Nouă de bâte, spânzuratul, o legătură cu zodia pești, dar este și o zi în care încep să vezi lucrurile diferit. Poate să fie și o zi în care unii spuneți, băi, am obosit să stau în situația asta, mă simt obosit, mă simt extenuat. Păi, dragi balanțe, mai odihniți-vă, da? Mulți oameni sunt liberi de 30 noiembrie, da? Că e Sfântul Andrei. Adică, luați și vă odihniți, relaxați-vă, simțiți-vă bine. Apoi avem aici îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni, dar și o decizie importantă care apare.
între minte și inimă și nu prea o să știi pe unde să mergi. E un moment, dragi balanțe, în care da, pot apărea tensiuni în relațiile voastre, să știți, mai ales în cele personale sau cele care țin de bani, dar de mulți bani în mod special. Ultima carte, 9 de spade, deci te cam stresezi aici. Fie în legătură cu o poveste de iubire, fie în legătură cu un proiect foarte drag sufletului tău. Dar în general eu văd că e o zi bună. Uite, până la urmă îți faci dreptate sau iei hotărârea potrivită. Ești stresat aici în legătură cu un verdict, în legătură cu o veste. Foarte ciudat. Sacrificii prin iubire. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, multă intuiție aveți voi astăzi și undeva spre seară aveți parte de o surpriză plăcută din partea partenerului de viață, din partea unui client, din partea unei persoane dragi vouă sau chiar o surpriză plăcută, dragi scorpioni, care ține și de casa voastră. Da? Vedeți voi, este o zi în care pot apărea și discuții ciudate, secrete care se află, pot fi discuții vechi care se reiau, poate legate de acte, poate legate de vecini, poate unii scorpion spuneți, băi, gata, am ținut în mine, dar hai să o spunem pe față că nu mai funcționează lucrurile așa. Pe de altă parte, vedeți că este o perioadă în care trebuie să vă ascultați foarte mult intuiția. Foarte, foarte mult intuiția și indiferent ce se întâmplă, luați lucrurile ca atare. Pot fi niște tensiuni acolo legate de un drum, de zona străinătății, de o credință. Ideea aceasta de etic, de moral, poate chiar discutăm de casă și de familie pentru unii. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi. Șase de monede, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Vedeți că este o zi în care vă faceți niște strategii aici privind niște cumpărături, privind niște cadouri, poate primești un cadou, poate oferi un cadou cuiva. Este un moment aici în care ai tu niște planuri făcute. Patru de cupe, următoarea carte. Patru de cupe înseamnă și un moment de plictiseală, dar și un moment în care ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Nu că s-ar întâmpla ceva negativ, doar că pur și simplu parcă n-ai chef așa de viață. Poate unii ați petrecut pe 29 seara vreun Andrei ceva și acum trebuie să vă mai odihniți. Următoarea carte este cumpătarea, o legătură cu zodia săgetător, dar este și o zi în care reușești să găsești un echilibru dintr-un anumit punct de vedere. Reușești să te împarți așa între două situații, reușești să vindeți ceva, să rezolvi ceva anume. Poate reușești să aduci pacea într-o anumită situație. Zodia săgetător. Pentru tine este în continuare o zi ceva mai aglomerată sau o zi în care pur și simplu trăiești așa la plus infinit. O surpriză pe care o ai undeva spre seară din partea unui fost coleg de la muncă, din partea unei persoane dragi ție, poate este vorba despre o surpriză legată de un mesaj, un apel telefonic, poate e vorba de o rudă. Cumva, dacă vreți, dragi săgetători, este o zi în care trăiți așa la plus infinit, emoțiile sunt foarte mari și poate să fie și o zi în care mai apar acolo mici mari tensiuni legate de relația de cuplu, legate de un prieten în mod special sau de o femeie de prin jurul tău. Un moment în care mulți săgetători poate sunteți într-o perioadă de schimbare, de tranziție, vreți să mai schimbați ceva în viața voastră, în casa voastră, la muncă, în general vorbind. O zi în care este bine să nu intri în tot felul de lupte din aceste două orcoli. Hai că e ultima zi din noiembrie, gata, ieșim din energia lui noiembrie care a fost cum a fost și intrăm în decembrie când e altă energie. Altă energie. Multe clarificări. Hai să vedem, dragi săgetători, ce trebuie să știți voi. Turnul, Marea Preoteasă. Ok. Mai aflați un adevăr astăzi. Da? E un moment în care mulți săgetători o să dați cărțile pe față.
E ceva ce s-a întâmplat în trecut, poate e ceva legat de un triunghi amoros, poate e ceva legat de muncă, da? Cineva acum își dă, cum s-ar spune, masca jos de pe față. Nebunul, dragi săgetători, o zi cu foarte multă intensitate din punct de vedere energetic. Nebunul înseamnă o zi în care, știu eu, apar niște vești bune, poate să fie și o zi în care încep să vezi lucrurile altfel și tot nebunul să știi că înseamnă și un moment în care ești mai rebel, așa reacționezi într-un mod diferit. E ca și cum spui, nu mă mai interesează nimeni, absolut nimic. Astăzi vreau să fac doar ce simt eu. Și asta e ok. Poate chiar cunoști o nouă persoană, cine știe. Ultima carte, Faetonul, o legătură cu Zodia Rac, dar este și o zi în care drumurile sunt importante pentru tine, o zi în care este nevoie să-ți menții echilibrul, dar poate să fie și un moment în care iei niște decizii foarte radicale. Deci ai patru arcane majore. Cu siguranță unii deja simțiți energiile astea, dar o să le mai simțiți bine în următoarea perioadă. Vă spuneam că am început să depindem de voi mai toate zodiile, da, în perioada asta. Deci stați acolo tari, luați voi deciziile, da, acționați, că aveți energie, aveți energie, aveți tot ce vă trebuie. Teoretic, de acum cam cumva voi sunteți cei care ne puteți trezi la realitate, voi sunteți cei care ne puteți ajuta, dar na, acum să și vreți, da, să o faceți. O perioadă, să zic eu așa, bună în care pot avea loc tot felul de discuții care mai de care mai interesante. O perioadă în care ne puteți da sfaturi, da? Dar știți cum, din astea așa tranșante, aș zice eu. Da, și mulți săgetători luați decizii importante privind un drum, o mașină, o plecare. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi este o zi în care intrați în contact din nou cu foarte mulți oameni. Undeva joi seara aveți o surpriză plăcută legată de un copil, legată de persoana iubită. Poate să fie și o surpriză în legătură cu o sumă de bani, poate un cadou, un mesaj, un apel telefonic, niște cuvinte frumoase. Și bineînțeles că este începutul unei perioade așa de o zi, două, în care vei mai simți niște tensiuni în relațiile cu ceilalți, în special în relația cu o femeie importantă din viața ta, iar dacă ești femeie, poate este vorba de autoritatea pe care tu o ai și aceasta poate să fie puțin înțepată în perioada asta. Da, ce să vă zic, o zi de joi chiar frumoasă pentru mulți capricorni. V-am spus, mai apar și tensiuni în relații, dar se rezolvă, nu e capăt de lume. În schimb, da, e un moment în care vi se cere să acceptați și voi un final. Și vedeți că schimbarea e la voi. Schimbarea e la voi, nu insistați cu absolut nimic. Dacă simțiți nevoia de odihnă tot înainte, luați și vă odihniți că e mult, mult mai bine așa. Să vedem, dragi capricorni. Ce trebuie voi să cunoașteți? Soarele și asul de monede, o veste bună care apare pentru tine astăzi, e ca și cum ți se luminează ziua, apare în sfârșit lumina în viața ta, poate să fie și un moment în care te bucuri de tot ceea ce tu ai, primești un cadou sau poți să cunoști o nouă persoană, mergi la o petrecere, mergi undeva, uite, la o vecină sau la un vecin, undeva, într-un drum scurt, în alt cartier, ce faci aici? Poate o veste bună care apare privind un copil. Apoi avem aici trei de monede, deci o zi în care intri în contact cu niște colegi, cu niște prieteni, poate este o zi în care te întâlnești cu niște oameni dragi ție, lucrezi la ceva, alți capricorni, studiați mai mult o anumită situație. Iar ultima carte este 6 de bâte, deci o victorie, o bucurie pe care tu o ai aici pentru ziua de joi. Te revezi cu niște oameni dragi ție, ai așteptat mult timp acest moment. Dacă aștepți un răspuns, să știi că acesta este pozitiv. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi vedeți că este un moment în care sunteți prinși pe muncă, pe rutina zilnică, pe relația cu animalele de companie, sunteți prinși pe tot felul de lucruri și undeva spre seară fie aveți o surpriză legată de casă, fie este un moment, dragi vărsători, în care voi veți reacționa într-un mod foarte ciudat.
Este și o zi în care vi se recomandă și vouă odihnă, dar acum na, este și o zi în care pot apărea și mici mari tensiuni legate de zona străinătății, legate de un drum lung, legate de ceva important din viața voastră. Hai să vedem, dragi vărsători. Este și o perioadă în care vi se apasă acolo anumite butoane și cumva vi se cere să renunțați la ceva, vi se cere să acționați, să nu mai stați. Da, hai să vedem, dragi vărsători, ce spune și tarotul. Regina de cupe pentru tine, steaua. Aici poți avea o legătură cu următoarele zodii. Vărsător, rac, scorpion sau pești. Da? E cartea ta în tarot, steaua, dar poți să ai legătură și cu un alt vărsător sau te poți, nu știu, poți să fii astăzi într-un cadru specific zodiei tale, să zic zona internetului, acte de caritate, poate cine știe, unii sunteți prinși așa. Este o zi în care vei da dovadă de foarte multă sensibilitate, dar este și o zi în care vei găsi o soluție absolut genială, poate la o problemă veche, iar unii vărsători începeți să vedeți în sfârșit acea lumină de la capătul tunelului. 8 de bâte, avem următorul mesaj, deci este un moment în care comunici foarte mult, lucrurile se desfășoară foarte rapid în viața ta și poate să fie și un moment, dragi vărsători, în care, știu eu, sunteți mai prinși pe anumite lucruri. Apar niște vești bune, apar niște deblocări. Ultima carte, 4 de bâte, petreci, ce faci aici? La mulți ani dacă îți sărbătorești ziua de nume. 4 de bâte poate să însemne și un moment în care te simți foarte bine, un moment în care celebrezi, petreci aici împreună cu cineva, te bucuri de viață, primești niște vești bune. Zodia Pești. Dragi pești, o zi în care dragostea e la ea acasă, v-am zis eu că, na, cred că unii v-ați apucat de petrecut de miercuri seara. O zi în care sunteți foarte energici, foarte plini de viață, undeva joi seara aveți parte de o surpriză plăcută privind un prieten pe care nu l-ați mai văzut de mult timp, un vecin, o persoană din anturajul vostru, poate primiți un mesaj, un apel telefonic, se mai întâmplă lucruri, mergeți undeva la o mică petrecere sau discutați cu o persoană, da, și asta vă dă niște veste, mă rog, niște vești care vă surprind destul de mult. De asemenea, vedeți că este o zi în care pot apărea mici, mari tensiuni, mai ales joi seara, deci încercați și voi să vă mai relaxați puțin. Este o perioadă în care, na, ce să facem, repet, Venus pe la nodul sud, pe acolo, cu în cuadratură cu Pluto, nu e cel mai bun aspect din lume, dar nu e imposibil. Cumva, poate e un moment, dragi pești, în care ceva nu vă place, ceva nu vă convine și poate e cazul să vă mai schimbați puțin planurile de viitor. Copiii, nu știu, vă concentrați pe copii, pe iubire, pe plăcerile voastre. Hai să vedem ce fac peștii. 30 noiembrie, hai că ultima zi din noiembrie, pe mine m-a pus la pământ luna noiembrie. Decembrie vine cu o altă energie, mult mai bună, mult mai frumoasă, mult mai liniștită, mult mai relaxantă. Mult mai liniște în decembrie, dar trebuie să o trecem și pe asta. Am rezistat noi toată luna, nu mai rezistăm acum. Ia uite, 7 de spade, regele de monede. E, atenție astăzi și pe speculații financiare, pe cheltuieli, pe bani. O legătură mai văd aici cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar poate să fie și o zi, dragi pești, în care cineva renunță aici la un contract, la ceva anume. Poate să fie și o zi în care cineva își urmărește interesul. Regina de monede, deci uite, e ca și cum te vezi cu cineva. Ai niște discuții aici privind banii, privind o înșelătorie, poate are legătură și cu faptul că unii pești încă sunteți cu gândul la muncă, știu eu. Ultima carte, diavolul, o legătură din nou, uite, cu un capricorn, dar este și un moment în care e ca și cum vă simțiți prinși acolo într-o relație, într-o situație anume. O zi, dragi pești, în care trebuie să nu insistați. Vedeți că nu sunt cele mai bune persoane din lume de prin jurul vostru. Atenție pe bani în preajma zilei de 30 noiembrie, da? Vedeți unde vă puneți banii, câți aveți, vedeți pe cine împrumutați, dacă nu e cel mai bun moment din lume.
până la urmă văd împlinire, da? Împlinire, doar că unii pești posibil să vă dați seama că e cazul să mai închideți poate anumite relații sau să mai strângeți puțin acolo robinetul, da? Adică nu e neapărat acum să blocați pe toată lumea, dar poate e cazul să vă gândiți de două ori pe cine lăsați prin jurul vostru. Și ce v-aș mai recomanda e mare atenție pe partea aceasta de alimentație, de lichide, deci nu exagerați, da? Distrați-vă, relaxați-vă, dar cu niște limite. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și ce să vă zic, să ne revedem cu bine și data viitoare. De vineri începe luna decembrie, care este total diferită ca și energie, e mult mai bună. Au apărut horoscoapele lunii decembrie în care analizez toate domeniile tale, da? Îți spun despre dragoste, ce-i singur ce aflați într-o relație, carieră, bani, ai zile bune, zile mai puțin bune, tot acolo discutăm despre ce se întâmplă în fiecare zi de Crăciun, discutăm ce se întâmplă de Revelion, cum intri în noul an, discutăm ce se întâmplă de solstițiu, deci avem foarte multe elemente acolo și te aștept cu drag dacă vrei să vezi. Dacă vrei partea de tarot, avem și partea de tarot separată, de data asta am vrut să vă fac surprize plăcute pentru această lună. Bun. Și vă reamintesc și de aplicația Tarot by AI, deci dacă ești curios, te aștept cu drag acolo, accesul este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și îți doresc o zi de joi cât mai frumoasă și la mulți ani dacă îți sărbătorești ziua numelui în data de 31 noiembrie.